Salutare! Bun venit pe canalul Aspire Teachers! Eu sunt Anca și astăzi o să vorbim despre cum organizezi eficient prima ședință cu părinții. Să vă spun și câteva lucruri despre mine. Eu sunt învățătoare la o școală din Cluj-Napoca și alumnă Aspire Teachers din 2016. Predau de aproximativ 7 ani. Și pot spune că am avut parte de experiențe extrem de plăcute în acest timp. Nu mă gândeam că o să-mi plac atât de mult la început, chiar dacă îndrăgeam să mă joc cu copiii și să fac tot felul de activități cu ei, acest cadru mi-a arătat cumva că am ales ceea ce trebuie. Pe lângă lucrul cu copiii, mai este un aspect la fel de important și provocator. Oare știți despre ce vorbesc? Despre lucrul cu părinții! Pot spune că acest subiect mi-a dat puțin de furcă, pentru că a trebuit să mă documentez singură despre cum să comunic eficient cu aceștia, care este relația potrivită pe care e corespunzător să o am. Nici acum nu pot spune că sunt expertă, însă cu siguranță m-ar fi ajutat să știu câteva lucruri încă de la început. Și de aceea vreau să împărtășesc cu voi ceea ce am învățat. Am observat că acest subiect este destul de controversat, fie că vedeam tot felul de discuții pe rețelele de socializare sau chiar la școală. Așa că ce-am făcut? Un grup de lucru împreună cu mai mulți profesori și învățători de la Aspire Teachers am pus cap la cap toate subiectele legate de comunicarea cu părinții. Și ce credeți? Am observat că avem experiențe similare. Ce ne-am propus noi este să facem o serie de clipuri pe această temă. O să începem cu ședința cu părinții. Mai ales pentru debutanți este foarte important să știe cum arată o ședință reușită și care sunt obiectivele acesteia și de asemenea cum pot ei stabili un cadru eficient de comunicare. Și acum să vă spun puțin din experiența mea de la prima ședință cu părinții. Acum, când mă gândesc la ea, mai mult zâmbesc, însă atunci mi s-a părut o tragedie, pentru că nu știam ce să fac la prima ședință cu părinții. Plus că auzisem eu despre părinții copiilor pe care, de la clasa pe care urma să o preiau, că erau destul de hotărâți și auzisem tot felul de minunății despre aceștia, așa că vă dați seama că n-am așteptat deloc să vină acea zi. Pur și simplu mi-era frică. De ce? Pentru că aveam 20-21 pic de ani și impresia mea despre ședințele cu părinții era următoarea. E un câmp de bătălie între profesori și părinți. Așa că, pentru siguranța mea, ghiciți ce am făcut. Mi-am luat un bodyguard, l-am chemat pe tatăl meu cu mine. Bineînțeles că acesta nu a vrut să vină, pentru că nu i s-a părut în regulă să asiste la acea întâlnire. Însă am tot insistat și până la urmă a cedat și m-a însoțit. Bineînțeles că am ajuns acolo, lumea nu a știut cine este domnul impunător din spate și mi-am continuat frumos ședința. Să știți că nu a fost atât de rău pe cât m-am așteptat. Pentru că eu în mintea mea aveam tot felul de bazaconii și ceea ce se întâmpla în realitate nu se asemăna deloc cu ce aveam eu în minte pe atunci. Am reușit să le spun destul de clar cine sunt, care sunt obiectivele mele și au văzut că părerea lor este luată în considerare. Și asta a contat foarte mult. Iar dacă ar fi acum să dau un prim sfat unui debutant, i-aș spune să nu își ia un bodyguard la prima ședință cu părinții, pentru că, ce credeți, nu este nevoie. Bun, pentru început, hai să stabilim ce rol are, de fapt, ședința aceasta sau întâlnirea cu părinții, cum mai pot spune. Și acum fac o paranteză. Dacă cuvântul ședință vi se pare prea birocratic, puteți să-l înlocuiți cu reuniune, întâlnire sau poate chiar ceaiul de la ora 5. Pentru mine, momentul în care îi adun pe toți la școală este foarte important, deoarece pot să stabilesc cu ei un fel de, hai să-i spunem, contract social. Și e foarte valoros din 3 motive, și anume: 1. Aici pot să comunic ce vreau să fac cu copiii la clasă și ei cum pot să vină în ajutorul meu și, bineînțeles, al elevilor. Un al doilea lucru ar fi, aici pot stabili regulile colectivului și responsabilitățile fiecăruia. Și un al treilea lucru ar fi faptul că aici îi cunosc mai bine, ei se cunosc între ei și, de asemenea, aceștia își pot face și o părere despre mine. Înainte să trec la treabă, vreau să vă spun un lucru
important, și anume că tot regulamentul oficial și cadrul legal de organizare a ședinței cu părinții se găsește în ROFUIP. Ce este ROFUIP-ul? Este regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Să revenim la organizarea pe pași. Pentru mine această întâlnire reprezintă primul loc în care aș putea să stabilesc cu ei câteva reguli și știu că are o importanță destul de deosebită, deoarece aceasta poate lăsa o amprentă destul de puternică. Știți voi, prima impresie contează. De aceea mie îmi place să organizez foarte bine. Când fac acest lucru, țin cont de 4 pași. Și anume, 1. Când o organizez? Aleg o zi și o oră la care atât eu cât și părinții să fim odihniți. Ce înseamnă acest lucru? Nu aleg prima zi din săptămână, dar nici ultima. De obicei eu aleg ziua de joi și ca oră aleg, spre exemplu, 17:30 sau 18. După ce am stabilit acest lucru, formulez un mesaj cât mai pozitiv în care să îi invit la ședință, care poate să sune cam așa. Vă invit cu mare drag la prima noastră întâlnire care va avea loc în data de, ora cu tare, abia aștept să vă cunosc. După ce am trimis acest mesaj pe care îl trimit cu aproximativ o săptămână înainte pentru a le permite acestora să se pregătească, în ziua precedentă întâlnirii le mai trimit un scurt mesaj în care să le reamintesc de această întâlnire. Aceste mesaje vă recomand să fie formulate mai pozitiv. Și de ce zic asta cu pozitivul și la primul mesaj și la cel de la reminder? Pentru că acestea pot reda puțin din atmosfera ședinței cu părinții. Un alt lucru de care țin cont și care este extrem de important este agenda. Ce este agenda, de fapt? Agenda este un document sau poate chiar un carnețel în care eu îmi trec toate ideile pe care vreau să le ating la întâlnire. O concep cu aproximativ o săptămână înainte. Și de ce fac acest lucru? Pentru că nu-mi place să o concep într-o singură zi, pentru că s-ar putea să nu vină atunci toate ideile în minte. Așa că pe parcurs mai trec câte o idee, până la sfârșit o să am o varianta finală care să mă satisfacă. O pot trimite părinților pentru a o studia și pentru a se pregăti dacă eu consider că este necesar. Dacă sunteți la început, vă recomand să o scrieți cât mai detaliat. De ce? Pentru că, fiind prima întâlnire, s-ar putea să aveți mai mari emoții decât de obicei și s-ar putea să vă pierdeți. Eu am pățit asta, mi-am scris doar câteva cuvinte și eram în fața lor și eram, oh, oare ce-am vrut să zic cu cuvântul ăsta, că nu mai știam. Și atunci eu vă recomand să scrieți o agendă cât mai detaliată, mai ales dacă știți că aveți probleme cu emoțiile. Deci țineți minte, fără agendă iese haos. 3. Cadrul. Așa cum spuneam și adineori, atât noi cât și părinții s-ar putea să avem mai mari emoții. De aceea este important să concepem și să realizăm o atmosferă mai relaxantă. Ce fac eu este să așez atât scaunele cât și mesele în semicerc sau într-o formă care să le permită acestora să se vadă. Le pun câte un bilețel pe masă cu o întrebare. Spre exemplu, ce te-a făcut să zâmbești astăzi? Sau ce te bucură în fiecare dimineață? Sau care e calitatea ta cea mai de preț? Și așa mai departe. Pot fi puse întrebări pozitive care să le aducă o stare de bine sau poate chiar un zâmbet pe buze. O să vă zic în episodul următor ce rol au aceste bilețele și cum putem să le folosim în ședința cu părinții. De asemenea, mereu pun o muzică pe fundal. Aceasta mă ajută pentru momentele acelea în care lumea vine, se așează, nu știe ce să spună, eu mai îmi pregătesc lucrurile pe catedră. Vă recomand să faceți acest lucru. Chiar funcționează. Mă asigur că toată lumea are loc și pregătesc și câteva scaune în plus. De ce? Pentru că s-ar putea ca într-o familie să vină ambii părinți și atunci să știu că toată lumea are loc. Și un alt lucru după care mă mai ghidez sunt activitățile. Acestea le concep exact după structura lecțiilor cu copiii și anume, la început începem cu exerciții de cunoaștere, mai apoi continuăm cu discuțiile în care stabilim tot felul de obiective, reguli comune și așa mai departe și la sfârșit
trecem în revistă tot ce am discutat și terminăm într-o notă pozitivă. Toate aceste lucruri le trec în agendă. Acestea sunt câteva lucruri care vă pot ajuta să aveți un început promițător. Astăzi am vorbit despre cum organizezi prima ședință cu părinții și care sunt pașii de care trebuie să ții cont. În episodul următor o să discutăm despre ce facem cu părinții când ajung în sala de clasă, care sunt activitățile pe care o să le desfășurăm cu ei și subiectele de discuție. Dacă aveți și alte recomandări sau sugestii despre cum organizați voi prima ședință cu părinții, suntem foarte curioși să aflăm și vă rugăm să ne lăsați comentarii mai jos. Eu am fost Anca, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalului Aspire Teachers. Dați un like și un share și haideți să adunăm cele mai bune practici și să arătăm tuturor de ce am ales cea mai frumoasă și provocatoare meserie din lume. Pe curând!